la 402. Nu schimbăm, nu returnăm. Stai puțin, înainte să mergem la masă. Vreau să afișez anunțul. Școala noastră a fost acceptată în programul de schimb de elevi. Vom primi un băiat din Scandinavia care are nevoie de o familie unde să locuiască. Vezi tu, e interesant cum funcționează programul ăsta. Primim copilul lor și trimitem unul de-al nostru în schimb. Nu vă mai agitați! Elevul de schimb se va caza la mine. Dar, Debbie, draga mea, am crezut că mi-ai dat voie să-ți folosesc cartea de credit. Cum să-ți dau voie să folosești tu cartea mea de credit, nenorocitule? Vrei să-mi furi? Îmi cer scuze, pentru elevul care trebuia să vină. Nu vezi că am afaceri legate de școală? Ia un pliant și un formular. Împart eu formularele, ca să nu vă mai deranjați. Dar, Deb, credeam că vrei să-mi cumpăr video-ul acela de ultimă generație. Ce video? Eu vreau mașină de spălat. Nu-ți e bine! Clește? Pentru servirea spaghetelor? Unde ți-e lingura pentru spaghete? Îți folosești picioarele pentru servirea pâinii cu usturoi? Ce tot îndrugi acolo? Dumnezeule, ești în afacerea cu mâncarea. Nu știi care sunt acâmurile adecvate pentru servire? Așa se servesc spaghetele la petrecerea asta? Ha? Asta nu e o petrecere. Oh, ia uite-te la tine. Aia e tema de marțea trecută sau de joia trecută? Niciuna. Asta e mult mai importantă. Nu vezi? Formularul pentru schimbul de elevi? Da, când îl voi primi pe puștiul străin, nu va mai fi nevoie să-mi fac temele vreodată. Eh, trebuia să o auzi și pe asta. Bine, care-i planul Einstein? E genial, puștiul ăsta deștept vine din... nu-mi pasă de unde. Și e în aceeași clasă cu mine și primește aceleași teme ca mine. Și aici e partea bună, trăiește și în aceeași casă cu mine. Așa că, atunci când vreau să copiez, doar întorc capul și acolo e. Sunt servit. Asta chiar e bună. Nu știu ce nu e în regulă, dar sigur este ceva. Dar până acum sună destul de bine. Mama ta e de acord? Ei! Cam delicată problema. Trebuie să o conving să semneze chestia asta. Dar de fiecare dată când o rog să semneze ceva, îi dau să semneze atunci când se uită la serialele ei. Aș putea fi prof la șmecherie. Și așa, după ce am văzut cât de puțin știe lumea despre linguri și modul lor de utilizare, voi înființa școala de linguri Polly McShane. Începe de joi într-o săptămână. Și aveți grijă că voi primi numai elevi serioși. A? Poți să te înscrii personal sau de pe net la yodelio.com. Copii, vreau să faceți cunoștință cu elevul venit la noi din Scandinavia. Elev de schimb? Avem programul ăsta? Salutați-l pe Lars Svenholm. Salut, Lars! Lars, care își va petrece câteva luni aici, a venit tocmai din Maledonia, unde el trebuie să... Bună, bine ai venit! Cred că vrei să te apuci de teme. Poftim, ce? Sunt atât de emoționat să-l văd că nici nu mai dau seama ce spun. Lars, acesta e băiatul cu care vei locui. Salut, ce mai faci? Bine. Ești tare la mate, nu? De ce nu-i arăți lui Lars unde se-și pune lucrurile în dulăpior? Apoi te poți întoarce la lecția noastră despre exploratori celebri. Vă rog, vorbiți rar. Limba e greu de înțeles pentru mine. Hei, prietene, când mergem la Monsterland? Așa, copii. Cine și-aduce aminte ce a făcut Marco Polo? Lars? Marco Polo? Îmi cer scuze, nu mă înțeleg. Probleme cu limba. Gata, copii, timpul a expirat. Predați lucrările. Și lucrarea ta? Îmi pare rău, mi-a mancat orenul. Adică câinele vroiam să zic. Ha.
mulțumesc că ați ținut deschis. Penny, scuze, eram în drum spre bibliotecă. Prea târziu, s-a închis. Ce rău îmi pare. Vrei să vii pe la mine să ne jucăm? Sigur. Ai zis cumva sigur? Da. Nemaipomenit! O să-ți placă la nebunie camera mea. E albastră și dacă nu-ți place culoarea, îl pun pe tata să o revopsească. Poate jucăm Monopoly. Pot să încep cu toate hotelurile dacă vrei. Ora de linguri e azi? Nu mi-am dat seama că e azi. Îmi pare rău, am întârziat. Când e vorba de linguri, nimeni nu întârzie. Hai, intră. Și nu mai folosi niciodată scuza aia. Ha? Poftim? Să mergem la mine, la mine, la mine! Dacă avem noroc să avem o oră despre linguri după școală, atunci vreau să învăț de la cei mai buni. Cursul de linguri! Era cumva azi? Dă-te din drumul meu! Bine, băieți! Cine vrea înghețată? Înghețată, înghețată! Înghețată! Vai de mine! Nu a mai rămas decât una! Pe care, bineînțeles, o voi da musafirului! Savurează-o cu plăcere, drăgălașule! Mulțumesc, doamna! Delicios, cremos, are și nuci! Nu-ți face griji, mama are ceva și pentru tine! Uite, aici era! Uite, scumpul meu, ia niște înghețate de rubarbă de vara trecută. Dacă sugi destul din ea, o să-i dispară gustul ciudat de la frigider. Acum, Lars, va trebui să-mi spui ce vrei să mănânci ca să știu ce să-ți fac. Vrem ca tu să te simți bine aici. Ne simțim atât de norocoși că din toate familiile ai venit la noi. Suntem mândri. Îmi place patul meu. Vrei să spui patul meu? Bine, îmi place patul tău. Mama! Este musafirul tău, Jessie, iar la noi în casă punem întotdeauna musafiri în față. Da, dar eu unde voi dormi? Nu te-aș fi uitat, avem un pat bun și pentru tine. Ăsta a fost primul tău pat de băiat mare. Nici măcar nu încap în chestia asta. Închisuiește-te și tu puțin, oricum tu dormi încovoiat ca un pisoiaș. Nici nu-ți vine să crezi ce greu îți schimbam de pijamalele ude când dormea încovoiat. Bine, bine, plec. Știu că vreți să vă cunoașteți mai bine. Mulțumită ție, știe deja prea multe oricum. Ia te uită. Se pare că asta e singura noapte în care taică tu nu trebuie să te adune de pe podea și să te urce în pat. Știi, nu cred că aș vrea să-mi folosești mănușa de baseball. Trebuie să fie nepotrivită, e făcută pentru mâna mea. Era, dar am lărgit-o puțin. Acum e bună. Ia ascultă, singurul motiv pentru care m-am înscris în programul ăsta stupid era ca să am pe cineva de la care să copiez. Și tu de ce crezi că m-am înscris? Speram să am parte de un puș deștept, nu ca tine, și să copiez eu. Hai să pricep. Ai venit până aici doar ca să ai de la cine copia? Să copiez și să mă duc la Monsterland. Nu pot să cred. Am primit ce meritam. Zău așa. Oamenii educați învață etichetele lingurilor la naștere. Ei nu ar încurca niciodată liniile grațioase ale unei lingurițe de înghețate cu cele atrăgătoare ale unei lingurițe de grapefruit. În timp ce needucații își vâră mâna în sertarul cu tacâmuri și scot de acolo orice lingură veche tocită de tocătorul de gunoi pe care o foloseau să sape prin mâncarea de câini și după care o dădeau bunicilor dragi. Așadar, mă aflu aici spre bucuria mea și a voastră să vă spun la ce folosesc lingurițele. Știu de ce sunt aici, dar de ce ești tu aici? Spre oroarea și nesfârșita durerea mea, mama mea e prietenă cu mama lui Polly și sunt legat tot timpul de fata aia nebună. Aceasta este lingurița de mirodenii, aceasta este lingurița de fructe de pădure, lingura de măsurat, lingurița de iaurt. Hei, Penny! E un film nemaipomenit la Rialto și începe la 4. Și să pierd cursul de linguri? Vai, la ce mă gândeam?
Vom ține doar câteva ore despre lingurița de măsură și asta din cauza lipsei de timp, nu de interes. Gata, petrecerea s-a terminat. Asta e a mea, e a mea, e a mea. Nu e a ta. Ce vorbești? Aia e revista mea, Bestiile Spațiale. E cea în care... Ha? Bestiuța spațială prăjește prima sa maimuță mortală? Asta nu e a mea. Nu, e a mea. Nu vei pune mâna pe numărul ăsta încă un an. Păi atunci cum ai făcut rost de el? Tipul care le scrie, Nils Ostrom, e din orașul meu. Mereu mi le dă mai devreme. Wow, incredibil. Ai auzit de planeta fără întoarcere? Acolo unde e atât de frig încât dacă ieși afară îți cad brațele? Otter Maledonia, orașul meu. Vrei să citești numărul de Crăciun? Sigur că da. Ies ca nu ori tăgădincă Voltia? Baby Space Beast s-a trezit de vreme sperând să găsească o maimuță morții sub copac. Spre plăcerea lui, acolo era înfășurată într-o manta roșie și... Bună dimineața, Tilly. Neața, Don. Neața, Lars, Jesse. E ultima ta zi, nu-i așa? Nu uita să ne scrie. Dacă dai vreo petrecere, nu uita să mă invit și pe mine. O să ne fie dor de tine. O să-mi fie și mie dor. Dar unde mă duc? Tocmai în Maledonia, nu? Ce? Tu ești elevul de schimb. E timpul ca tu să fii schimbat. Fii rar să fie. E atât de ciudat. Îmi amintesc când am semnat formularul programului, dar nu mi-amintesc să fi citit că trebuie să pleci. Asta din cauza că am aruncat restul textului la gunoi. Sunt atât de tântălău. Păi, prietene, nici eu nu l-am citit. Scuze. Te cunosc eu, mami. Nu mă vei lăsa să plec. Dacă ar fi după tine, nu m-aș duce nici la baie singur. Deci va trebui să fiu puternică. E timpul să-i dăm drumul să zboare. Tot timpul spui că vrei să încerci lucruri noi și eu tot timpul zic nu. Așa că e timpul să zic da. Nu, nu, nu spune da. Spune nu, spune nu. O să-mi fie dor de tine, dragă, dar în schimb l-am pe Lars. Cum ajungem acasă, o să-ți prepar meniul preferat și o să-mi tocmim agenda de zi cu zi. Pentru pasagerii zborului 317 către Germania, Bulgaria și Maledonia. Distracție plăcută, dragul meu! Nu mă duc! Nu mă puteți forța! Ajutor! Ajutor! Astăzi vom intra în domeniul fascinant al linguriței de măsură. Iată, lingurița de ceai, mini-lingurița și preferata mea, mini-mini-lingurița. Mulțumită acestor minunății, vă veți descurca mai bine la gătit. Știți că de câte ori faceți pezmeți rusești, vă întrebați dacă vă trebuie un strop sau o lingură de lapte de capră. A venit vorba de lapte de capră. Vrei să mergem la bowling? Ochii la mine, domnișoară Francis. Păstrează schicotelile pentru ora a doamnei Graves. Poate că dânsa nu are autoritate asupra elevilor, dar eu nu tolerez așa ceva. Când ieșiți de la ora de etichetat lingurea lui Polly McShane, eu îmi pun obrazul pentru voi. Așa, unde rămăsesem? Cred că mi-am pierdut șirul gândurilor. Oh, va trebui să o iau de la început. Oamenii educați învață lingurițele încă de mici. Mulțumesc pentru tortura asta. Trebuia să arunc actul ăla. Trebuia să arunc actul ăla. Salut, Jesse! Sunt tatălui Lars. Bine ai venit! Văd că aveți ceva gheață pe aici. N-am observat. S-a întors tata, e timpul să mergem. Cum ați reușit să-i băgați pe toți în mașină? Păi, chiar ei sunt mașină. Jesse, vreau să te simți ca la tine acasă, așa că am să-ți gătesc ce vrei tu. Păi, mulțumesc, doamna Svelholm. Îmi place pizza și hot dog și... Dar e distanță de 3 zile până la magazin, așa că am să-ți prepar mâncarea preferată lui Lars, pește fiert. Îmi place peștele.
Asta pentru că nu ai mâncat gătit de mine. Secretul meu e că îl prepar cu cap cu tot. Așa-s mai bune. Îi cumva nou meu, frate, iesi? Vino încoace și pupă și îmbrățișează-o pe Heidi. Ești cam fain. Știi, în Maledonia te poți căsători încă de la 14 ani. Trebuia să arunc eu hârtia aia. Zău, așa. Gata. Asta a fost. Fric, 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 fric. Trezirea, Iesi, se face târziu, deja e ora 4 dimineață. Lăsați-mă să dorm, sunt atât de obosit. Bineînțeles că ești obosit, te-am auzit jucându-te cu câinii toată noaptea. Haide, trebuie să mergem la pescuit. A 4 dimineața? Păi vrei micul dejun, nu? Stai liniștit, băiete, eu o să fac treaba grea, o să fac o gaură în gheață. Astea sunt ale tale. La ce-mi trebuie astea? Să te mențină uscat. Dacă nu prind nimic, vei intra chiar tu în copcă și îți vom da un năvod să vedem ce poți prinde. Băiatul i-a prins pe toți de unul singur. Și noi vom sta să vedem dacă îi cade vreun deget. Să-ți placă la școală. Avem 2 ore și jumătate pentru prânz. Wow, 2 ore jumate doar ca să stai și să mănânci? Primești doar jumătate de oră pentru mâncare. Îți ia 2 ore să prinzi mâncarea. Ce mai e și asta? Nu e prea frig pentru tenis? Sunt încălțări de zăpadă. Ai nevoie de ele ca să mergi. Poate ne-o lăsa tata să folosim Sania. E vreo șansă să mă car și pe mine? Din moment ce nimeni nu pare să înțeleagă, voi recurge la o metodă de memorare prin care să pricepeți asocierea lingurițelor cu meniul. Gas, SS, pas, IKS, cut. Gas este pentru lingurița de grefut. SS e pentru lingura de supă. Pas e pentru lingura de paste. IKS e pentru lingura de înghețată. CUD e pentru lingurița de cafea. Acum, dacă preferați ceaiul... Până aici mi-a fost! Renunț! Mă arunc pe geam dacă mai aud ceva legat de lingurițe pentru creveți și lingurițe subțiri și atrăgătoare pentru grapefruit. Țin cu tine! Bravo, Nancy! M-am înscris la cursul ăsta pentru că ai făcut-o și tu, dar să măsori lingurițe, picăturile și lingurile nu merită! Nu-mi pasă dacă nu știu care e lingura potrivită! Nu-mi pasă dacă mi-oferă cineva un castron mare cu supă și învârc capul în el și mănânc ca un cățel! Pentru că voi fi liberă! Nu mai vreau linguri! Vreau linguri! Nu-mi pasă ce zice mama. Eu nu mai stau aici cu fata asta zănatecă. Chiar nu pot să cred. Ăștia chiar nu te suportă. Așa, unde rămăsesem? Uite că mi-am pierdut din nou ideea. Va trebui să o luăm de la început. Oamenii educați învață lingurile încă de mici. Puțin, încă puțin. E deja recreație? Nu, s-a luat așa mult să vii aici că școala s-a terminat. S-a terminat școala? De ce să fiu supărat? Hai, te trec până acasă. Eu înainte, vin și eu mai târziu. O să-i spun lui tata. O să fie foarte mândru să știe că nu ți-e frică de întuneric când apar lupii.
credeam cum să zic așa ceva, dar vreau la mama!